În Hunedoara, sătenii au plecat dis de dimineață la muncile câmpului. Mergem la agricultură. Întâi lucru. Am de lucru, nu, stai pe câmp. Ce vă așteptați de la acest referendum? Să fie mai bine în țara asta. În Bistrița Năsăud, referendumul a transformat o comună în sărbătoare. Localnicii au îmbrăcat cele mai frumoase haine. Ne îmbrăcăm în costum popular, ca așa se merge. Mă duc și tu, ca așa când aveam 18 ani. În cea mai mare comună din țară, Cumpăna, din județul Constanța, sunt așteptați la vot circa 12.000 de oameni. Cei mai în vârstă au fost primii la vot. Sunt de 78 de ani, dar așa ceva... Este un lucru bun referendumul acesta? Este lucru bun, dar să gândească și oamenii. Până acum, prezența la vot în mediul rural este scăzută în prima zi de referendum. Duminică, fiind zi de sărbătoare, oamenii de la sat ar putea să vină în număr mai mare.